Tesaloniceni, capitolul 3. Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi, ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este la voi, și să fim izbăviți de oamenii nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul, El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne. Am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea în orice fel, Domnul să fie cu voi cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Când ne apropiem de un text biblic, atitudinea inimii noastre poate să fie de credință, de îndoială sau de respingere sau de acuzare, cugetul nostru poate să ne mustre și putem privi acel text ca și o sugestie sau putem să-l privim cu o credibilitate maximă și să zicem ce este aici, este da și amin, ca și Constituția, ca și codul penal sau ca și codul civil sau ca și codul rutier. Și fiecare când ai examen la școala de șoferi, poți să pici examenul pentru că n-ai respectat o distanță până la colțul străzii sau până la semn ce trebuie să faci așa. Noi învățăm cu foarte mari detalii, cu foarte multe detalii codul rutier ca să ne putem lua un permis sau să ne recuperăm dacă l-am pierdut. Tot așa ar trebui ca să privim și cuvântul lui Dumnezeu. Țin minte că acum 5 ani, 4 ani și un pic, mi-a fost luat permisul pentru 3 luni pentru depășire de viteză și mi-a spus polițistul foarte civilizat și foarte drăguț, zice, dar puteți să-l recuperați dacă mergeți și dați un examen 13 din 15. Și primul lucru pe care l-am făcut, mi-am luat cartea de pentru examenul de 13 și 15 și ce era frumos era că respectivele întrebări erau exact întrebările care se dădeau, numai că erau mult mai multe și trebuia să le știi pe toate. Și culmea că erau întrebări din partea de detaliu, nu erau din partea generală și din partea unde au apărut modificări la codul rutier. Și eu, cum am dat examen acum 30 de ani, nu mai știam modificările foarte bine. Dar vă spun, am luat cartea aia și am învățat-o pe de rost. Încât atunci când am dat teste, teste după teste, să văd dacă le iau, cred că 2 zile n-am ieșit din casă, am învățat, nu era foarte mare. Atât de bine o știam, încât n-am greșit niciun punct la examen. Uite, asta e o atitudine bună cu care trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu își îndreaptă privirile pe tot pământul ca să caute pe acei oameni care au inima întreaga lui. Adică care vor să placă lui Dumnezeu în totul. Și ca să plăcem lui Dumnezeu în totul, trebuie să ascultăm de, să uităm, mă, ce-i place lui Dumnezeu. Când un băiat vrea să cucerească o fată și aude de la cineva că ce, băi, lui fata aia îi plac lalelele roșii. Tace din gură, nu spune nimic, dar când merge lalele roșii, duce. Și fata se bucură, da? Când Dumnezeu ne spune ceva din cuvântul lui, așa, discret, foarte, nu cu insistență, ci că parcă ar aminti ceva și ce mi-ar place ca copiii mei să fie așa. Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, așa facem ca să-i fim plăcuți.
Și acum, asta trebuie, poate fi atitudinea noastră când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, cu dorința de a plăcea lui Dumnezeu, sau ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Hai și Dumnezeu ăsta ce mai vrea de la noi, să vedem. Chiar așa, dar nu există o scurtătură, nu există ceva prescurtat, nu se poate fast food, nu se poate mai repede. Sunt diverse atitudini și primul lucru pe care trebuie să-l cercetăm este inima noastră, cu ce inimă ne apropiem de Dumnezeu, cu dorința de a-L asculta, de a-L iubi sau cu dorința de a ne încadra în norme ca să ne putem vedea de viață. Pentru că trăim într-un mediu îmbibat de dragoste de sine și noi avem această dragoste de confort, tehnologia și industria ne fac, ne umplu viața cu obiecte. Ieri am văzut la Anticariat o carte, Iubește oamenii, folosește obiectele. Titlul, am răsfoit-o, dar n-am luat-o, că e prea, n-am zile destule. Titlul e destul de sugestiv, Iubește oamenii, folosește obiectele, că există și posibilitatea să faci invers, să iubești obiectele și să folosești oamenii. Iubește oamenii, folosește obiectele. Dacă este porunca să iubim oamenii, este o altă poruncă să iubim pe Dumnezeu înainte de a iubi oamenii. Noi de multe ori am vrea să-L folosim pe Dumnezeu. Noi, eu am ceva în plus. Eu am acces la Dumnezeu. Adică îmi fac toate planurile, dar îl bag și pe Dumnezeu să dea cu manivela la mașina mea să învârtească, să meargă mie treaba. Și unii și zic, uite, Dumnezeu mi-a rezolvat. Și asta nu e o atitudine bună. Atitudinea bună este ca inima noastră să fie băgată în planul lui, nu inima lui în planul nostru. Și cu gândul ăsta trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi vreau pe scurt, și să mă încadrez în scurtul ăsta care vreau să întotdeauna reușesc, să spun despre planul lui Dumnezeu cu privire la Apostolul Pavel, în primul rând, care a fost dat de Dumnezeu pentru noi să ne fie un model. Și voi citi mai multe versete ca să arăt că în planul lui Dumnezeu, deci nu, Domnul Iisus Hristos este modelul, dar dintre oameni, Dumnezeu a ales un om care în mod evident a fost un împotrivitor. Și când zice Apostolul Pavel despre sine, dintre păcătoși, cei dintâi sunt eu. Pentru că explică de ce, am prigonit biserica, adunarea lui Dumnezeu. Și ne prigonește adunarea lui Dumnezeu. E cel din tâi dintre păcătoși. E în divizia 1 la păcat. Și de ăștia trebuie să ne fie foarte milă și pe ăștia trebuie să-i avertizăm primii. Așa cum când un om stă să se nece sau e în pericol de ceva, pe ăla l-avertizezi primul, nu ăla care e departe de pericol. De aceea, dacă suntem binecuvântați, să avem în jurul nostru oameni care ne prigonesc, și noi știm că ne prigonesc, trebuie să-i avertizăm, așa cum Apostolul Pavel l-a avertizat pe marele preot. Te va bate Dumnezeu, retevărit. Un lucru de care îmi pare rău în viață este că atunci când am fost persecutat, de multe ori numai eu am știut. Nu m-am dus omului să-i spun. Tot numai eu să știu și el. Omule, te joci cu focul. Pentru că pe mine nu mă apără un om. Pe mine nu mă apără unii, cred că banii mei, sau mă apără poziția, sau deșteptăciunea, sau legea, sau nu știu ce. Pe mine mă apără însuși Dumnezeu. Și dacă tu te joci cu lucrurile astea, Dumnezeu te va bate. Pentru că tu cu El te lupți. Și Apostolul Pavel se lupta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și îl învinge. Și îl face de rușine pe diavol. Ia robia roabă și dă darul oamenilor. Îi dă primul rând dată darul vederii. Și pe urmă face din el un rob ales, un vas ales, ca să ducă Evanghelia la cine? La neamuri. Era obsedat de evrei, își iubea poporul, era plin de tradițiile. În sfârșit, nu divaghez. Vreau să arăt acest lucru și pe urmă vreau să arăt norma pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi, cu privire la viața de zi cu zi. Pentru că motivul pentru care spun acesta este că săptămâna cealaltă, nu asta care a trecut, acum 2 săptămâni a apărut acel clip pe internet cu acel pastor țigan care a refuzat să meargă într-o biserică
pentru că n-a primit decât 800 de euro pe weekend și a zis că e prea puțin la prețul și la valoarea lui și vrea cel puțin 2000 trebuie să câștige. Deci omul exprima cu voce tare ceea ce gândesc foarte mulți. Este o epidemie de astfel de proroci. Dacă îi vedeți pe vedetele astea de ale YouTube-ului care au mii de like-uri, când sunt invitați într-o biserică, de acolo se face colectă și pleacă cu aia 2000 de euro de care spunea Marius ăsta. Marius, din păcate, a fost tăiat, adică nu pot să zic din păcate, a fost tăiat complet de la invitație. Deci este o altă înregistrare de o oră în care e disecat omul și nu mai are invitații. Dar, în sfârșit, eu vreau să discut fenomenul, pentru că este o epidemie de așa ceva. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă, nu le spune lor să nu mai facă. Vedeți, nicăieri nu zice Dumnezeu, căutați-vă oameni care să vă asculte, ci le spune celor care ascultă să prețuiți pe un frate care lucrează și așa, așa, așa. Voi trebuia, zice Apostol Pavel, voi trebuia să mă lăudați. Dumnezeu spune celor care ascultă ce pe cine să asculte, nu ceilor care învață să le spună, măi, căutați să aveți cât mai mulți, să nu plece frații. Nouă ne spune să învățăm drept, că pleacă frații sau nu pleacă, e vina lor, dacă pleacă. Și nu ascultă când cineva învață drept. Acum, legat de primul lucru care am vrut să-l spun, voi cita din mai multe locuri, sper să nu-mi pierd, că cred că am mai multe semne de carte, n-am băgat ca de data asta niciodată. Voi și vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, zice Apostolul Pavel. El a ajuns la Tesalonic împreună cu Sila, cu Timotei. Știm, dacă citim cu cine a fost un grup de frați care au plecat din Troa, au trecut cu corabia, au ajuns la Filipii, pe urmă la Tesalonic. Zice, ca să ne urmați. Am zice, băi, de ce să te urmeze pe tine? Am putea întreba. Pentru că Dumnezeu l-a ales pe Pavel ca să fie un fel de prototip. Când am vorbit despre dreptar, am vorbit acum câteva săptămâni, am arătat că prototipul, cuvântul acesta, model, să ai un dreptar al cuvântului, e un cuvânt pozitiv. Și Apostolul Pavel a fost ales de Dumnezeu să fie un model pentru noi, să călcăm pe urmele lui. Și să dă exemplu pe sine. Și spune la un moment dat, dar voi cita imediat. Deci voi înși vă știți ce trebuie, ca să ne urmați. De ce să-l urmăm pe Pavel? Pavel are curajul să spună și aș citea din 1 Corinteni, sper să găsesc repede, 1 Corinteni 11 cu 1. Puteți să deschideți sau nu, cum vreți. Zice așa, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Asta e un lucru mare. Să spună cineva, călcați pe urmele mele. Eu n-am curajul să o spun. Deși, când am făcut multe lucruri, le-am zis, mă, fă ca mine. Și este o metodă didactică, exemplul personal. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Dar originea acestui lucru este în Fapte 9 cu 15, când Domnul îi zice lui Anania, du-te căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Când te faci una cu cineva, suferi cu el. Și când zice să ne luăm crucea, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ia-ți partea ta de suferință ca un bun ostaș al lui Hristos. Unitatea de măsură a angajamentului este suferința. Cât de mult ai suferit? Zice, voi ați suferit așa de mult? Așa de fără minte sunteți? Voi care deja ați suferit așa, adică ați avut un angajament pentru Dumnezeu și acum pierdeți acest angajament. Unitatea de măsură a angajamentului este suferința. 1 Tesaloniceni 1 cu 6. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că nu avem nevoie să mai vorbim de ea. Ce înseamnă asta?
Apostolul Pavel era o pildă a lui Hristos și credincioșii care au crezut în el au călcat pe urmele lui și au ajuns și ei o pildă pentru alții. Lui Timotei zice, învață pe oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Deci modelul acesta de învățare prin pildă, faci ca mine, face altul ca tine și și altul va face ca și ăla care te-a ascultat pe tine. Este un model care se propagă și trebuie promovat. 1 Timotei 1 cu 16, sper că n-am greșit, zice, dar am căpătat îndurare. Citim și 15. Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Noi am zis aici că e o figură de stil. Dar nu e o figură de stil. Pentru că a persecutat biserica lui Dumnezeu. A fost, așa cum am spus înainte, în divizia întâi a păcătoșilor. Toți cei care persecută biserica lui Dumnezeu au cel mai mare păcat posibil. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, și el zice, cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare. De ce? Ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Ca o pildă. Apostolul Pavel era o pildă pentru ceilalți credincioși. Și a fost nevoie în planul lui Dumnezeu ca el să fie o pildă vie. Deci Domnul Iisus era în cer deja, dar a avut oameni pe pământ care erau ca și Domnul Iisus. Ce eu calc pe urmele Domnului Iisus. Și mai este un verset care vreau să-l citesc, 2 Timotei 1 cu 13, același subiect. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Dreptarul este același cuvânt, model, în greacă e hipotiposin. De aici vine cuvântul prototip. Un model, un prototip. Ai făcut asta, nu, restul înseamnă omologare. Deci prototipul e prima bucată bună dintr-o serie. Și noi suntem urmașii prototipului. Domnul Iisus Hristos este prototipul. Apostolul Pavel este primul ca și Domnul Iisus Hristos și noi trebuie să fim ca Apostolul Pavel, trebuie să fim ca și Domnul Iisus Hristos, trebuie să facem ca ei. De aceea, nu trebuie să privim pe Apostolul Pavel, păi el a fost apostol, păi nu trebuie să fiu ca apostolul. Trebuie să fii ca Apostolul Pavel. Dacă nu ești ca Apostolul Pavel, dacă ți-ai pus în minte că păi, el e altceva, înseamnă că ai un creștinism de la bun început, second hand. De la bun început vrei să te îmbraci cu haine stricate. Deci nu te gândești că s-ar putea altfel. Și o greșeală de gândire. Și noi trebuie să corectăm greșelile de gândire. Aici, dacă am avea vreme, am citit din 2 Timotei 2, încredințează unde am la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Adică părtășia aceasta la suferință. Am citat legat de faptul că Apostolul Pavel este un prototip și de aceea putem să ne apropiem cu mai multă încredere de textul pe care l-am citit, care spune, voi înși vă știți ce trebuie să faceți, ca să ne urmați. Deci este voia lui Dumnezeu ca noi să-L urmăm pe Pavel în exemplul lui. Și problema problemelor pe care o tratează în acest capitol este traiul fără muncă, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a extins ca o plagă, ca o maladie, ca un COVID, ca o lepră, ca orice ce se extinde, ca lăcustele, ca orice lucru rău, ca igrasia, ca boala în pomi sau ca orice lucru rău care se extinde, e o pildă aceasta, s-a întâmplat în lumea religioasă. Munca fără bani, câștigul mărșav, eu predic și tu mă plătești. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui. O mers la Tesalonic, o stat acolo o vreme și n-a primit bani de la nimeni. Ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Așa e că e ciudat. Păi Apostolul Pavel, de ce nu are raționamentul lui Petru? Nu este potrivit ca să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu și să slujim la mese. De ce nu a lăsat, de ce a lăsat el cuvântul lui Dumnezeu și lucra? Nu cumva e o problemă aici? Nu cumva a vrut el să fie mai sfânt ca Dumnezeu?
Nici de cum. Nici de cum. Pentru că este un exemplu pe care l-a dat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Era el exemplu că lucra și spunea altora, învăța cu gura, să nu fie între voi oameni care nu lucrează. Adică toată lumea trebuie să aibă o meserie. Toată lumea trebuie să lucreze. Nu există nobili religioși. Nu există boieri care stau și ei citesc Biblia și învață, lucrați voi proștilor și țineți-mă pe mine. Așa ceva în planul lui Dumnezeu nu există. Există anumite excepții în timp pentru anumite scurte perioade, asta da. Dar nu situația în care meseria mea este popă și încă mă sprijină statul și îmi dă pensie. Și cuvântul lui Dumnezeu pentru noi este să ne îndepărtăm de astfel de oameni. Nu că n-am fi avut dreptul acesta. Nu erau la ei acasă, erau în deplasare și ar fi avut. Dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Când ești pildă, alții fac ce faci tu, nu ce zici tu. Tu nu uita că vorba ta e scânteia, dar fapta ta e focul uriaș. Doar fapta ta e va ridica, doar pilda ta e va ridica pe aceea pe care vrei mai fericiți urmași, spunea Traian Dors în poezie. Căci când eram la voi, vă spunea lămurit și nu vrea să lucrezi nici urmă. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Asta e traiul neorânduială, să nu lucrezi nimic. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul Iisus, nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Asta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare om. Pentru fiecare creștin. Să aibă o meserie, să mănânce pâinea lui, nu pâinea altuia, lucrând în liniște. Acum, faptul că Apostolul Pavel a făcut așa, e evident din foarte multe texte. Astăzi nu citesc decât din Noul Testament. De aici am citit. Domnul Iisus Hristos a făcut la fel. Mi-am notat și sper să le găsesc în ordine, dacă nu voi aminti și cu asta închei. Fiindcă avea același mestesuc, fapte 18 cu 3, Pavel la Corint. Era, îi găsise pe Acvila și pe Priscila, mai târziu Acvila și Priscila au fost și la Efes. Fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Își a practicat meseria și a fost o pildă. La Efes, zice Apostolul Pavel, faptele Apostolilor 20 cu 33, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Iarăși, un caz, în numele acestui om și citind din scrierile lui, vin unii să ceară bani. A trebuit să le fie mare rușine. Mai ales cei care n-au nicio meserie. Și mai ales cei care locuiesc în localitatea respectivă. Bun, citim mai departe. În 1 Corinteni 11 cu 1 am citit, călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. În Galateni este o excepție. Și trebuie să tratăm și excepțiile ca să înțelegem planul lui Dumnezeu pe deplin și mai ales din excepții. Sper să găsesc și acest loc. Galatenie. Cine primește învățătura în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Și imediat ne gândim, măi, aici e ceva totuși. De aici ai putea, citind numai aici, ai putea să faci un sistem întreg. Și respectivul care a fost prins cu 2000 de euro, exact așa ceva. Dar nu știi, frate, că trebuie să-mi dai. Trebuie să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Și dacă nu vezi cuvântul lui Dumnezeu și exemplul Apostolului Pavel, ai crede că e așa. Dacă ne uităm în Scriptură, găsim pe legiuitorii Zena și pe Apollo, zice, ai grijă de ei să nu le lipsească nimic din călătoria lor. E vorba de oameni care umblau din loc în loc și vesteau cuvântul. Și acești doi, când zice legiuitorul, să știți că cuvântul original este învățătura legii. Nu este meseria lor de avocați sau de nu știu ce erau. Ei fuseseră, vai de voi, învățătura ai legii. E același cuvânt. Domnul Iisus l-a folosit cu acuzator. Dar probabil s-au întors la Dumnezeu și au călătorit și
La ei se aplică un lucru pe care cuvântul lui Dumnezeu îl arată. Și îl voi citi. Când îngrijește de ajutorarea fraților din Ierusalim, Apostolul Pavel explică un lucru. Acum mă duc la Ierusalim să duc niște ajutoare sfinților. Deci nu ajutau pe cei dintre neamuri, să zicem pastori dintre neamuri, nici nu există așa ceva. Negreșit că cei din Macedonia și Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săraci dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Negreșit au avut bunătatea, dar era și o datorie față de ei, pentru că dacă neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovnicești, este de datoria lor, a neamurilor, să-i ajute și ele cu bunurile lor pământești. Era raportul acesta în trupul lui Hristos între unii, noi și voi, Efeseni 2. Noi evrei, voi neamurile. Și pentru că majoritatea învățătorilor cuvântului lui Dumnezeu în primul veac au fost evrei, pentru că ei cunoșteau. A fost un lucru bun ca cei dintre neamuri să-i ajute pe evrei cu ceva. Și au strâns ajutoare din Macedonia și Ahaia, dar le-au dus la Ierusalim, pentru că ei trăiau acolo, erau preocupați de cuvântul lui Dumnezeu și spune Apostolul Pavel, zice, numai noi nu avem dreptul să nu lucrăm, numai noi nu avem dreptul să nu ne căsătorim, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa, chiar și Petru era căsătorit. Chiar și Petru nu lucra. Deci Petru și toți apostolii care erau apostoli ai evreilor se foloseau de dreptul acesta. Dar zice, eu nu m-am folosit, pentru că în lumea idolatră, în lumea aceasta păgână, a vrăjitoriei, era plin de oameni care nu lucrau și care credeau că au puteri și așa mai departe. Deci, de aceea eu cred că este un mare risc pe care în primul rând și-l asumă și o pierdere de credibilitate când cineva începe să ia bani din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, lui își face rău și mai departe Evanghelie. Apostolul Pavel mai explică așa. În adevăr, în legea lui Moise este scris să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici. Sau vorbește în adins pentru noi. Da, pentru noi a fost scris astfel că și cine ară trebuie să are cu nădejde. Cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde dacă va avea parte. De aici foarte mult scot teologia că are voie să trăiască din Evanghelie, să nu muncească. Și au făcut sistemul acesta preoțesc, păstoricesc al oamenilor care nu știu nicio meserie, dar ei vorbesc. Și de aceea s-au înmulțit papagalii. Parcă e o crescătorie de papagali. Toate religiile astea are fiecare batalionul de papagali care vorbesc, dar nu știu cuvântul lui Dumnezeu. Deci sunt oameni fără pricepere, ți-e milă de ei când îi asculți. Nu cunosc planul lui Dumnezeu, nu vorbesc cum a scris Ioanid, 6.000 de ani în lume. Deci 6.000 de ani nu vorbește nimeni despre 6.000 de ani. Rămâne fără ascultător. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice, dar detaliul este dat în Roman 15. Noi, evrei, am semănat printre voi neamurile corintenii, bunurile duhovnicești, le secenă. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, noi se cade cu mult mai mult nouă. Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Cu alte cuvinte, acest sistem este o piedică a Evangheliei. Faptul că cineva ia bani pentru așa zisă Evanghelie este o piedică a Evangheliei. Și ar trebui să meargă să lucreze și trebuie îndemnați. Măi, fă-ți o meserie. Că mergi, dacă ai o meserie și te duci odată și poate cineva te ajută și mănânci și așa la el, asta e cu totul altceva. Dar tu să n-ai nimic de lucru, să nu lucrezi nimic, cum zice aici. Dar ce ai făcut de luni până miercuri? Că joi, vineri, sâmbătă și duminică ai vorbit și vrei 2000 de euro, dar luni până, de luni până miercuri ce ai făcut? De luni până sâmbătă, până vineri. Să nu-L păcălim pe Dumnezeu, că ne păcălim pe noi. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine. Căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Aici fac iarăși o oprire. Întreb pe câte unul care vine să facă teologie cu mine și îmi spune că părerea mea este că. Eu zic, auzi tu, pentru părerea ta ai putea să mori sau mi-o zici numai așa, ca și cum îmi spui starea vremii? Eu pentru ce vorbesc cu tine, eu aș fi în stare să mor. Dacă tu numai așa, atunci cred că discutăm despre două lucruri diferite.
Atunci rămâne omul cu gura căscată și își pune întrebarea bună, oare am păreri sau pot să mor pentru ceea ce cred? Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, că și trebuie să o vestesc. Și vai de mine, adică dacă soldat și mi s-a dat ordinul ăsta să-l fac, pe trebuie să fac, nu se pune problema că vai, nu vreau, vai, nu știu ce. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Administrare, asta e treaba mea, asta mi-a dat comandantul să fac, eu trebuie să fac, îl iubesc și vreau să fac treaba asta. Că fac greșel, că nu știu ce, asta Dumnezeu știe. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc, fără plată, Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu. Ăsta e exemplul nostru. Și când zice, călcați pe urmele mele, spune tuturor popilor și tuturor pastorilor din lume, călcați pe urmele lui Pavel, mergeți și munciți, nu luați bani, nu vă faceți salarii și pensii și case și averi din așa zisa Evanghelie, că vi s-a luat Evanghelia. De aia nu o vestiți și nu o spuneți, pentru că e fals ce spuneți, pentru că atitudinea inimii voastre e greșită. Măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Am spus aceste lucruri pentru că s-a răspândit această alternativă. Popa pe bani, predică, tu te duci, îl asculți, îi dai bani, el vorbește ce îți place ție și lucrurile merg în jos în mod accelerat. Dumnezeu să ne ferească de astfel de oameni și porunca este să ne ferim noi. Pentru că zice aici, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate. Deci porunca este, da, îl vezi așa, îi spui, îl îndemnăm și îi sfătuim să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Măi, dragul, eu am îndemnat pe 10 de oameni. Învață o meserie, fă-ți un serviciu, muncește și fă ca apostolul Pavel. El muncea și pe lângă asta vestea cuvântul lui Dumnezeu. 100% din timp. Nu cred că avea timp de văzut meciuri. Nu cred că au făcut filmare, au pus filmările cu Messi în biserică. Nu cred că au făcut asta. Eu cred că se preocupa de cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune, dar nici într-un caz nu lua bani de la frați, fraților. Acum am predicat de 3 ori, ar trebui să-mi dați ceva. Așa e că e absurd? Așa e că e rușinos?